Seara cu ui. Hai că v-am adus costuță, fetele. Albinele când le afumi au impresia că le lua foc stupul și fug repede să-și ia miere în gură. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș, soția mea Andreea mă filmează și astăzi vă spun povestea unei aventuri. E o aventură frumoasă într-o meserie nouă pentru noi, fiindcă abia am început-o în vara lui 2023, primăvara mai degrabă, și e una dintre cele mai vechi meserii ale bărbaților, pentru că apicultura, despre asta e vorba, e practicată de mii de ani și foarte important pentru mediu, pentru natură, însă pentru mine un domeniu complet nou. Și interesant cum ai specificat că a bărbaților, numai bărbații se ocupau de apicultură? Bine, sau? Am văzut și doamne care fac apicultură, dar tind să cred că mai degrabă erau bărbații care se suiau în copaci în vremurile de mult, băgau mâinile în scorburi, că suntem mai curajos, nu-i așa, și nu ne frică de scorburi, și extrageau mierea. Asta a fost foarte, foarte de mult, poate acum vreo 7000 de ani, până și-o dat omul seama că poate muta albina în stup și să-i fure mierea când vrea el. În acest video veți vedea călătoria și aventura noastră de până acum și dificultățile pe care, pentru un începător ca mine, le prezintă apicultura. Mi-am făcut aici un seif cu tot felul de scule și bineînțeles că în capul meu, ca să o iau cu începutul, de vreo 3 ani, noi ne tot gândeam că ar fi o idee bună și o mutare interesantă să ne luăm câteva familii de albine, să le ținem pe grădină, că avem suficient teren în Maramureș. Pentru cei care ne cunoașteți canalul și activitatea noastră pe YouTube, știți că avem și niște animale, avem o bivoliță de un an și ceva, niște capre, purcei, găini și așa mai departe. Sănătate. Avem o gospodărie frumușică, urmăriți canalul nostru, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și veți vedea ce animale avem. Așadar, părea foarte important și părea de bun gust să ne luăm și niște albine, pentru că mierea ne place foarte, foarte mult. Siguranță de foarte bun gust. Exact. Pentru că ne place mierea foarte mult, anul ăsta ne-am făcut curaj și am cumpărat niște stupi. Cu toate că stupii sunt mult mai scumpi anul ăsta decât a fost anul trecut, dar dacă anul trecut n-am reușit și am văzut că s-o scumpi și totuși de data asta am fost hotărâți, ne-am scos, băgat mâna adânc în buzunar și am cumpărat 2 stupi de la un prieten. Pot să vă zic că cu echipamentul ăsta de astronaut. Da, pe tare. Stați să vedeți ce echipament am. Care dezordine ai tu acolo la safe? Nu e așa dezordine, că e chiar ordine, să știi. Cu echipamentul ăsta de cosmonaut și cu tot ce a fost nevoie împreună cu cei 2 stup, că de atunci am mai cumpărat rame, am cumpărat tăfelul, așa, vopsea, mai primi niște stup de la prietenul Gavrilă, căruia îi mulțumim cu ocazia asta. Am mai cumpărat vopsele nu le-am mai pus la socoteală, dar ca să vă faceți o idee, 2 stupi pe care avem la momentul de față și un roi, cu toate accesoriile astea ne-au costat în jur la 2000 de lei, fără vopsea. Fără vopseaua pentru stupi. Da, pensula ai pus-o? Fără vopsea. Nu vreau să vă spun exact cât au fost stupii, că eu îți mulțumim de ce stupi am primit și consider că sunt niște stupi foarte buni, dar de la aia, de la momentul când noi am cumpărat să începem stupii, am avut cheltuieli și acum vă arăt provocările ce le avem acum în 14 iunie, momentul în care filmăm. Mă dau un pic cu parfum și haideți cu mine să începem, o să vedeți procedura. Pentru că în cele 2 luni de zile de când am stupii ăștia, pot să vă spun că am învățat o grămadă. Și din experiența mea, o concluzie așa scurtă, ieșind din zona de confort, reușești să te dezvolți și pe alt șpalier, încercând lucruri noi. Și noi asta facem. Haideți cu noi să vedeți. Video ăsta o să încerc să-l fac cât e interesant și pentru cei care cresc albine, pentru că o să vedeți
ciudățeniile ce ni se întâmplă nouă astăzi. Sunt sigur pentru crescătorii de albine, apicultorii cu experiență, ce pățesc eu, pățesc de o grămadă de ori. Însă, fiind chiar la început, cu stupii de 2 luni, pentru mine e chiar o aventură și trebuie să vă spun că îmi place foarte, foarte mult apicultura. Și vreau să-l fac interesant și pentru cei care nu știu nimic despre albine, așa că o să încerc să explic cât știu eu de bine din ce am priceput și ce am învățat până acum. Merem mai încolo, e acolo stupii. Ia uite ce frumos l-am vopsit, unui mov, unui albastru. Ăștia doi de aici din capăt sunt cei pe care i-am cumpărat. Le duci fân? Mă duc să le iau mierea. Hai, dar numai să mergi. Ăsta mi-e un roi făcut anul ăsta, din stupul acesta. Aici am o ladă goală, în care eu îmi țin foarte, foarte important pentru că sunt chiar începător, dar totuși am prins curaj și mă fac cu oțet pe mână. Și astăzi am umblat vreo 2 ore la albine, pentru că o să vedeți, pe parcursul acestui video veți vedea de ce am stat 2 ore la ele. Provocarea și problema este acest stup, pentru că din această familie am scos o ramă cu matca bătrână în care am făcut acest roi. Acolo am lăsat botcă, botca o ecluzionat, dar de vreo 2-3 săptămâni tot urmăresc să văd larve, să văd ouă de la noua matcă. Și practic dacă nu am ouat nou, albinele să îmbuiecesc, să sălbăticesc. Asta e situația pentru că roiul respectiv... Ce-a mușcat? Trebuia să-ți iei tu masca pe tine. Urmărind acest video până la final, veți vedea ce provocări are apicultorul, mai ales eu ca începător, și mi-am adus o șurubelniță pentru că trebuie să le închid urdinișul. Voi desființa astăzi o familie de albine pentru că s-a sălbăticit. Haideți să vedem cum descurge procedura, sperăm să nu ne înțape. De-aia și... m-a fugărit aia așa cu patos. Da, o zis că... O zis că simte aia ceva și să le lăsăm în pace. Eu sunt stresată, cred că. Deloc, nu. Da, au venit așa. Să nu ne atace toate buiacă când mișcăm lada. Și... Hai să văd dacă o pot mișca. Nu e foarte grea, pentru că de vreo 2 săptămâni la noi tot plouă. Și nu prea mai au miere. Înainte de ploile astea le-am și recoltat mierea. Ce tare se aude de acolo. Da, că simtele că ceva nu-i bine. Dar și eu am văzut că ceva nu-i bine pentru că albina a început să ouă. Ceea ce nu se întâmplă decât când se sălbăticește stupul. Ca să înțelegeți despre ce e vorba, într-un stup de albine, matca ouă alveolele sau celulele. Și dacă nu este matca, albinele văd că e o problemă și încep ele să ouă, dar ouă haotic, ouă rău și ouă trântor, din ce am înțeles, așa că spargem cuiva. Coborâm în jos, merem încolo, cam la 100 și ceva de metri de lăzile cu albine, de poziția lor, și o să scuturăm lada acolo. Dau și caprele ca să fac gălăgie.
ultimele 2 luni de când am stupii ăștia, mă documentez foarte mult în ce privește apicultura, de pe YouTube, de pe videoclipurile domnului Ilie de la Suceava, Radu Pandrea de la, din zona Clujului cu Viitor Sănătos și așa mai departe, urmăresc și încerc să învăț cât de mult. Ce ne așteptăm să se întâmple din spusele altor apicultori pe internet și a domnului Gavrilă, care ne dă foarte multe sfaturi, prietenul nostru care a venit și la noi la Stor Sumierii, dacă n-ați văzut video, îl aveți pe canalul Orășan la Țară. Ce trebuie să se întâmple acum, scuturând albina aici, albina care a început să ouă, care albina sălbăticită care a început să ouă în locul mătcii, va rămâne pe loc și va muri pentru că nu mai poate să zboare și puietul tânăr și tot ce avem de valoare se va duce în zona unde știe că e stupul, va sta acolo și va căuta să se adăpostească peste noapte sau mâine dimineață, să intre în ceilalți 2 stupi, să lingușească pe lângă familiile care sunt acolo. Ca să le înlesnim un pic procedura asta, o să și afum foarte bine albinele, pentru că afumându-le, ele dau năvala la ramele cu miere și își umple gura cu miere și mergând cu miere în stupi, s-ar putea să fie mai bine primite și să fie acceptate, să nu fie considerate că au venit la furat. Cam asta e treaba. Pentru non-apicultori m-am străduit să vă explic cât de bine se poate. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi în comentarii că vă răspund. Însă, o să mă apuc de treaba. Ele vor fugi să salveze mierea. Nici miere nu prea este, dar este un pic și vrem să le ajutăm să meargă cu miere la cerșit în ceilalți stupi. Ca să fie primite mai bine. Ia pe ramă, asta este miere multă. E cam 65% cu miere. Da, cam 60%. Ia, și căpăcită. Nu vă mai țin să vă dau numai să vă mai îmbuieciți. Bun, acum! Acum e marea provocare. Cât îți e curajos, încă nu m-a mușcat nimic. Dar n-ai zice că-s apicultor începător. Numai că albinele, dacă s-o sălbăticit și nu mai au matcă, ele n-au nici motivația să lupte. Să-și apere stupii, știi? Aia e baiul, că nu mai este așa războinice. Încă e bine.
Zâhov până n-am trecut gardul, da? Din păcate urmează culesul la Tei. Și eu deși de vreo 3 luni urmăresc albinele astea. De 3 săptămâni. Eu deși de vreo 3 săptămâni urmăresc albinele astea. Dacă nu am roi, le-am ajutat cu... Dacă n-au matcă, le-am ajutat. Degeaba le-am ajutat cu cuiet și cu botcă. Pentru că o ros bocile și ele acum s-au sălbăticit. Uite ce frumos a fost căpăcită rama asta, cu păstură, un pic de păstură, dar asta este. Păstura? Care e păstura? A, asta. Ia uite ce s-o sui pănuc. Albinele au cel mai bun GPS și o să-ți găsească singure locul spre unde aveau stupul. Să vedem cât e să duc încolo, că să știi că destul de mult au plecat. Dar au și rămas destul. No. Am golit stupul, am transpirat bine. Nu mă pot nici șterge de transpirație. Mă bucur că nu m-a înțepat nicio albine. Cu toată aventura asta, dar musai să mă ling pe geaj, ce cam niere. Dar cu oțet, când e bun crezi că o să fie? E dulce. E acră. Acoperă oțetul cu mult. Bun. Merem în sus. Merem sus că lada asta o să o șmirghilesc un pic pe exterior și dau o mână de vopsea. Dacă tot e goală. Și mâine o dăm o vopsea pe bază de apă și mâine va fi pregătită ca să facem roi. Ea mi-a luat și pensetă cu mine în caz că mă înțapă vreuna. Dar nu m-a înțepat nimic și uite ce transpirat ești la umbră stând. E stres? Poate și un pic de stres. Dar nu mă mai stresez așa tare. Acum... Într-adevăr... Nu pot să zic că pricep... Nu pot să zic că cunosc apicultură, dar... Pot să calculez, să cântăresc așa pentru mine cât de cât că pricep. Și treaba cu mărcile... Problema a fost în felul următor. În familia asta de albine s-a făcut botcă de roire, pentru că a fost foarte mare stupul și albinele când sunt prea multe și nici n-au foarte mult cules, își fac o nouă matcă pe care o tot cresc, e o botcă, uite cam atât așa, grosă cam ca degetul și odată ce botca aia are capac și are tot ce trebuie, ele se pregătesc să plece. Și ca să nu plece, eu am luat rama pe care era matca, împreună cu niște albine și am pus-o într-o ladă separată, făcându-mi astfel un stup. În stupul acesta au rămas botca respectivă, dar se poate să fi ieșit larva de matcă, să fi mers la împerecheat și să nu mai vină sau așa mai departe. Ideea este că nu avem matcă de vreo 3 săptămâni, stupul s-a stricat de cap și l-am desființat. Și acum... Încă cineva care s-a stricat de cap. Nu s-a stricat ca capra foarte deșteaptă. Cum să se strice de cap? Nu s-a stricat de cap. Ea mănâncă răchită. Răchita e foarte bun medicament pentru ele. Problema e cu asta la altă, care mănâncă coaja de pe arinul ăsta. Da. Ne apropiem de finalul acestui video. Ce vreau să vă mai zic este că după ce vom vopsi acest stup, vezi ce burtam de la câtă miare am mâncat.
Vom continua aventura cu apicultura în videouri viitoare, așa că vă încurajez să vă abonați la canalul nostru Orășan la Țară, dacă n-ați făcut-o deja, să ne lăsați comentarii cu părerile voastre despre ce s-a petrecut în acest video, ce v-a impresionat, ce v-a intimidat și dacă puteți să ne și lăudați că noi suntem de 2 luni apicultori și încă n-am murit. Dacă puteți să ne și lăudați. Să ne lăudați, scrieți acolo în comentarii, dați cu un like, dați cu o distribuire, pentru că avem nevoie de încurajările voastre, nu neapărat de încurajările voastre, că noi deja am mâncat miere, știm că e bună, știm că se merită. Acum, într-adevăr, e o mare... E o complicație cu faptul că trebuie să sticăm stâlpul ăsta acum când urmează să înceapă culesul latei, însă a fost vreme foarte ploioasă, avem 2 zile de soare, să vedem ce culege celălalt stâlp și ăsta e compromis, ăsta nu va face foarte multă treabă, dar și din ăsta am cules acum vreo... cât? Acum vreo 10 zile, să zicem, am cules din el vreo 5-7 kg de miere. Chiar dacă nu avem matcă. Deci, na. Așadar, vom vopsi această ladă. Urmează să punem din celălalt stup capabil și bine închecat pe care îl avem. Avem botci acolo, vom lua o botcă și vom pune din coace, îi vom pune rame și albinele astea pe care le-am scuturat aici, o să vedem câte se reîntorc în ladă mâine dimineață, mâine la amiază, când o punem noi tot ce trebuie în aceeași poziție. Da? Albinele care s-au sălbăticit vor rămâne aici că nu mai pot zbura și cele tinere și cele care sunt sănătoase vor reveni și vor găsi botca și se vor apuca de treabă. Sperăm să avem matcă în curând și să avem încotură de miere până la iarnă. Bine ar fi!